Hello. Good evening. Milan Zvenhag. Who's on the phone? Hello, my name is Cosmin Radulescu. I'm from Bucharest, Romania, and I'm working as police officer here. Do you have a minute? Have we met? No. No, but I have some interesting information for you. It's about the niece of Jan Barlis van Edward. Go on. That's a little bit complicated. I think I found her. That's a joke, no? I'm not laughing. Uite-l pe ăsta. Mamă, ce, am vrut eu să-l bag pe ăsta în structură, n-am vrut. Ăsta ugărește și pe măsa dacă e nevoie. Stai, mă, că mă curândez, mă! E bună, băi, la cum vă cunosc, voi mă bârfeați. Se poate, stai, mă, că nu se deschide porcăria asta, băieții. Ce ai acolo? Am pentru voi două invitații la nunta lui, țineți-vă bine. Păi să ne ținem bine, da? Nunta lui? Gigi Dumbreavă. Nu, eu niciodată. Nenea Gigi ne invită la nunta lui, mă? Gigi vă invită la nunta lui. Și pentru mine n-ai, mă? Nu. Cum, mă, tu, mă, pentru mine, care am cunoscut-o pe PC atât de bine? Bă, Nichi, nu te cred. Sincer. Mă, Dorin Cot, că nu mă crezi. Da, vrei să da, sun? Da, știu. Și de unde e la numărul? Din pagina URI? De unde? A, mă, termină. Ia, mă, invitație și pentru tine. Mănânci, băi, pe gratis. Sigur. Ai, o să vezi ce bine. Stăm așa pe uscat? Vezi cu ochii, eu uite asta, mănâncă înghețat. Așa am început. Da. Bem un vin? Bem un vin? Păi ce este? Hai să bem un vin. Normal. Păi ce să mă facă cinste dacă nu e? Băi, am o întrebare. Yes. Dar nu te super pe mine. Zic că nu te super. Nu mă super. Ce ai făcut tu, mă, la Revoluție? Nu te dracu, băi, tine. Nu te dracu să m-am uitat la televizor. Am și o întrebare. Am și o întrebare. Și o variantă. Nu te dracu, bem vinul ăla. Uite, vezi. Și acum i-a venit laptele. Uite, uite, să vezi, ia uite. Santa Madonna, bine că s-a sfârșit. Fă! Dar e anormal, fă, să n-a lăptezi tu niciodată și să ai lapte. Doamne, bine că s-a întâmplat așa, că dacă îi dădeam numai beberon, creștea șchila, fă, roțico, fă, mare minune, ce face fericirea asta de om, vezi, dacă te-ai văzut cu Terica, gata, s-a rezolvat. Și Donul era, plângea. Ce faci acum? Nu știu, stai să văd. Spune-i că se roagă degeaba, că el n-are niciun merit. Hai, frân, mai fi tare în clanță, așa. Gata, oprește-te. E frumușel. De... Nu e urât deloc. Păi cum să fie fă urât? Păi cu ce să semene urât? Nu seamănă cu tine? Păi ce te-am făcut urâtă? Ce făcea Teri? Ștâmpită la cap. Vorbește acasă la domnul Teri. Vrei să strângi tot? Ce-i, mă? Ia. Ne? Uite-i place de dinții mei, da? Zăt? Uite-i strălucește. Ce faci, mă, acolo? Îți place fătă el așa? Ce grupițe. How do you know that I'm in charge with the case of Carl van Edward's niece? I read about it in an old article in PyMatch. And I think the information found there is correct. I trust in you. You know that you are not the first one or the last one that is calling me. Yes, I know, probably. But I have the proof. What kind? I have the girl, I found her. But she doesn't know who she is. What's your name again? Yes, Cosmin Radulescu. I'm a police officer, but... You aren't gonna find me. I'm working undercover. Hello?
Hello, are you there? Hello? Yes. Okay, listen to me. I'm not lying, I'm not crazy, okay? I really found a girl. I'm sorry, but I don't have time to speak with you. Iar e bine. Ah, ce liniște e de când a venit mireasa mea acasă. Da, mireasa mea. Păi dacă e așa, de ce vreți ginere noi la biserică să ca să nu mai trăiți în păcat? Fă, pot să mănânc și eu liniștit? Pot să-l mai fie așa tare în gură? Da, gata. Vezi, bre, te mai întreb de ce te bate bărbatul. Eu nu mi-aș bate niciodată nevasta. Iar vorbești, mă! S-a trezit asta vorbind. Ce-a reple de celălalt? Morelei, du-te de aici, că miroase a creier încins. Du-te, du-te, du-te. Coana Marie, eu îți mulțumesc frumos că ai adus-o pe mireasa mea acasă, sănătoasă. Uite că s-a potolit și ăsta micul de când a venit maică-sa. Dar nu mă întrebi ce face mie o fratelo? Bine, bre, am înțeles, să nu bag și eu ceva undumicat în gură liniștită. Lasă, mâncați aici și te-am stai, mănâncă, ai înțeles lasă, greșit, Coana Mare. Hai că am plecat. Ți-ai grijă de Rozica mea, că eu te-am ajut-o bine. Hai, du-te, străiască familia ta, du-te. Ai văzut, mă, ce ai făcut? Ai supărat femeia. Dar tu de ce te bagi, seama? Hai că întoarce. Hai, poftă bună, copii. Giubet. Zece ori. Babi! Bă! Bă, de cât trebuie eu să strig mai mult de două ori ca să răspuns o dată? Fii atent. Dacă înainte uiți de două ori, când o striga o dată, la jumate apare. Ai înțeles? Nu mai certa, bre, că e obosit săra. Dar ce a făcut? A fost la curve? Ai băut azi noapte? Nu, brânea, state. Dar ce ai făcut? S-a compus o daia, cum să zice, de să cântă la țări. Odă? Nu? Dar ce? Ete, mi-ai compus im? Mi-ai compus im? Da, mă, papă-i. De când aveam eu nevoie de im? Bă, ce-mi trebuie? Ia stai așa, stai așa, că imul e foarte important pentru mine. E compus melodie? Da. E compus cuvinte? Da. Ia zi-mi să le aușiu. Stai, la, la. stai. Nu mi le zice pe amândouă odată, da? Zi-mi melodia întâi. La 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 la. Stai așa, oprește. Mai zi o dată finalul? La 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 la. State, state. Bun, bun. Zic cuvintele. El e șmecher de Paris, de dușmanul e în vis, el e nume cu respect, de băiat deștept. Bă, mi-ai stricat imul. Ai făcut o melodie foarte bună și niște cuvinte foarte proaste. Te aștept, mă, la cuvinte. El cine? E neutral. El poate să fie și poate să fie, el poate să fie și babi. Păi mi l-ai compus mie sau mi l-ai compus ție? Bă, el cine? Subiectul el? Cine e subiectul el? Ia mai cearcă o dată cu subiectul state. State șmecher de Paris. Oprește-te aici. Wow. De dușmanul e în vis. Oprește-te aici. Wow. State nume cu respect, de băiat deștept. Wow. Bă, Barcelona,
Ia-l pe băiatul meu și du-te și dă-i să mănânce. Hai, nu te uita așa la mine, că e băiatul meu, da? Mie mi l-a adus Cristoșelul, nu ție, tu doar l-ai livrat. Hai, du-te, freacă un nou bine, bine de tot, cu zahăr, să-i unge bine gâtul. Fane! Ce faci, bă, băiatule? Păi, ai o jumătate de oră atât ca să nu plec curtea de taraboate, de lăutari, de tropoane, de contrapase, de tobe mari, de claxofoane. Câte ai, atât te aduci. Ce ai făcut? Nimic. E, nimic. Da, mă, nimic, lasă-mă. Zi, fă, ce ai, dragi bălțați, zi. Ce să zic, răule, că nu mă lași la școală? Fă, dar tu nebun la cap. Nu ți-a spus că nu se poate, că râde lumea de mine. Și nu râde nimeni, răule. Ei, bă, te râd eu tot și nu mă mai contrazice. Își mă râde țigan și așa mori. Așa că ascultă-mă. Da, gândește-te și la mine, ce vreau eu, ce simt eu. Să tu simți la mine, ai nebunit? Te-am pocnit eu vreodată până acum? Vrei să te pocnesc acum? Zi! Bă, băiete! Băi, băiete, tu iarăși ai început să țipi la fata asta? Da, mă, dar ce cauți, brațe? Am venit și eu să-mi văd fata, am voie? Am voie? E, vezi-o atunci! Bre, că știu mai bine să-mi țin casa. Dar văd cum o ții. Văd. Tu de ce ești supărată? Te-am întrebat ceva, de ce ești supărată? Eu sunt mai supărat ca aia, că nu mă mai ascultă. Și râde oamenii de mine. Într-o căsnicie trebuie să vă ascultați amândoi. Da. Nu unul comandă și ăla altul stă drept. Așa cum ai făcut tu în viață. Las că știu. Atâta timp cât o găsesc pe fata asta plângând, nu ai dreptul să-mi ceri socoteală. Tată, te rog, lasă-l. Tu să taci, da? Să taci. Ascultă-mă, relule, cu tine vorbeam. Țipă și tu la mine. Ia uite-mă. Camelia.
Bravo, bravo, bă, 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 bă. Foarte bine la coretat. Bravo, bravo. Ce mai surpriză, surprizătoare mi-ai făcut-o mie! Ia uite cum nu mai pot eu de plâns acum și mi se usucă lacrimile pe obraj. Lăcărico, asta a fost o repetiție, să știi. Data viitoare, când mai fi fără turnul meu de aur, o să fie mormintare de adevărat. Mă, ție tot nu ți-a trecut, mă, tu n-auzi că n-am furat eu turnul, ce vrei să fac? Tu l-ai furat cu Steven. Mă faci pe mine curvă? Tu ce râs, fă? Cine e asta? Tu cine ești, fă, la mine în curte, creața dracu, a? Ia zi, cine ești? Zi, fă, nu mai te uita așa, ca o babă! Ia zi, cine ești? Ia te trecu și tu de aici, ta! Fă! Că prea nu mai avem în casă. Asta este mămica la copilul ăsta al lui Cristoșel. Și eu am băgat-o în casa mea. Iar tu, dacă înainte, nu mai te atingi de un fir de păr de capul ei. Ai înțeles? Ridică-te de lângă ea. Ce-a fost asta? Care? Asta. Ți-a rămas leflexe, fă? Da? Unde ai fost? La Paris. Ce mi-ai adus? Un tort și un souvenir. Dă-mi-le. Păi stai că e împachetate, să le dă-și pachetezi. Păi dă-și pachetează-le! Menotorico, nu mai plângea, fă, că mi se rupe inima de-n piept. Ia uite-te tu la mine. Până acum eu ți-am luat ce-i mai scump, da? Uite, acum înainte eu ți-au ce-i și cel mai scump. Eu cu mâna mea îți aduc un bărbat nou să fie omul tău. Dar nu vreau altul, eu îl iubesc pe Steven. Fei, dacă îl iubești pe Steven, nu mă iubești pe mine. Dacă mă iubești pe mine, nu o să-l mai iubești pe Steven. Doru, uite cum stau treburile. Dacă tu mă vrei așa cum sunt, fără bani, că nu mai am bani. Prea mulți bani. Să știi că vii cu mine și eu am să-ți dau un suflet pentru un alt suflet îndrăgostit, care ești tu. Înțelegi? Și stabilitate fără, că te-am luat la primărie, ce dracu. Ai înțeles? Deci dacă vii cu mine, e bine. Dacă te duci cu tahtul, te traile-s bahta lor. Dacă vrei și cu mine, și cu tahtul, bahtul de rău, de rău. Gata, eu cu ăla nu mai pot să stau, ai înțeles? Nu mai pot. Da, dracu, nu-i bine, mă, de duc. Ce dracu, nu mai am haine cu ce să mă mură? Ce s-a astea? Dar costumaș tot mă mai îmbrac, să mă umor dacă mă îmbrac cu costumaș. Hai, fă o dată! Stai, nițel! Nu mă nițel așa. Gata, asta e prăjitura. Nu știu ce are ăștia la Paris, că după ce că face brânza puțit așa, a stricat și prăjiturile. Subțiri, e fleșcăită așa, n-are niciun gust ea. Și dacă a fost turbulențe în avion, s-a lăsat, nu? Da, s-a cam tăiat așa. Place? Da?
Păi dar cum te-ți place porcăria asta? Păi ce ești tu, fă, învățată cu sofisticiile de Paris? Tu ai rămas o țigancă. O țigancă normandă. După ce auzi să mănânci. Nu? Și? Și? Sauvignirul. Iată. Hai, ce frumos! Turnul ăsta, Frecărico, e de câțiva ani de zile la noi, în living. N-aveai cum să-l aduci tu cadou de la Paris. Este souvenir de sofragirie. Nu? Și prăjitura aia, acum ai făcut-o pe loc, pe moment, instant. Nu e așa? Și mai să te anunț ceva, că eu, de vreo câteva ceva vreme, văd. Da? Și ce anume văd eu de câteva ceva vreme? Că tu-ți cam bați joc de mine. Hai, dă-te, drecu, cu catiricile astea. Ce iară e căși pe urechi? Ia duceți-vă voi sus. Hai, ca să-i fac eu lui măta o demonstrație. Da? O demonstrație de vedere. Să vadă ea o vedere limpede și în clar. Da? Ia, fă ceva. Te iei de nas. Scoți limba la mine. Ha? Ia, torci-te cu spatele. Ha? Torci-te cu spatele. M-am întors. Te-ai tors? Când ți-o-i dau un șpiț acolo, o să te doară mai tare. Torci-te cu spatele. Ah! Ha? 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 Ha?